Dragilor, vă salutăm de la mare! Am ajuns aseară, am campat acolo și astăzi nu mergem la plajă, din aia nu suntem îmbrăcați de plajă și mergem să o susținem pe Maia. Maia se află de două zile deja în Constanța și astăzi participă la un concurs național, nu? Da, la etapa a doua a concursului național de gimnastică. Suntem pregătiți, îmbrăcați, mergem că Maia ne așteaptă. Cam așa arată locul unde am campat. E chiar în Mamaia, dar mai multe despre camping, cred că în alt vlog. Să vedem dacă identificăm pe Maia. Te-am văzut un pic cu emoții. S-a mi se premie, așa? Da. Ne-am uitat la o mică defecțiune. Păi, dar... Am ieșit la o mică plimbare pentru că la ora 10 a fost deschiderea la care am vrut să participăm neapărat. Și Maia o să participe undeva cât? La 1? Nu. La 1 fără ceva ele încep încălzirea. Încălzirea generală toate. Și la 14.30 din câte am primit informații. Va începe concursul, bineînțeles că noi ne grăbim să ajungem mai repede. Acum mergem să mâncăm un pic, să ne hidratăm și să fim acolo cam la 1, mă gândesc, nu? Da. Sunt aici la o terasă, foarte cochetă și faină, aș zice eu. Îți place, dragă? Da, e foarte relaxant. Aerul rece. Și luăm al doilea mic dejun pe astăzi, nu? Al tău, eu n-am mâncat. Eu am mâncat ceva cereale la rulotă, dar vreau să mănânc, să nu mă puce foamea chiar când e momentul cel mai important. De fapt, mâncăm preventiv acum, că nu e ora... Vreau să gust singură. Uite. Cafea. Gustă. Drăguță, ce urez la Maia? Succes campioanei noastre. Oricum, noi suntem super fericiți de orice rezultat. Ce-i Sara, ce-i spui la Maia? Ce urezi la surara ta? Aia-i urez. O băgustai din cafea, că-o vrut neapărat să gustă. Zii, tata, ce urezi la Maia? Ce-i spui la Maia? Iubesc. Bravo. Așa arată din exterior terasa unde am mâncat. Se mănâncă foarte, foarte bine. Da. Și aici un parculeț micuț. Cum e, drăguță? Ai mâncat bine? Da. Deși tu tot ai evitat să mănânci. Păi nu mi-am comandat, că am știut că nu. Am gustat de la voi, că eu s-o pot cu mai mult. Mă aveți trebuie cât de mici bucățelele, iubire. Mai ales să mergem, că ne așteaptă mai. George! Uite! Mă bag acolo și... Uite, fântâna! Vezi cu George aici la baie. Îl trece caca și el zice că nu există WC-ul. Și el nu... O să crede că trebuie să facă caca așa. Ce-i tati? Cum se pare? Da? Dar te trece tata tare? Nu, hai, te învăț, te ajut? De ce? Dar nu este altă tati. Totuși în sala sporturilor din Constanța, WC-ul din asta, nici eu nu mă așteptam. Plus miroase oribil.
Scuzați hate-ul, dar e dezastru. Cum e, copii? Am vărsat cafeaua. Ai vărsat cafeaua? Da, nu, am vărsat ceaiul și am ciocolată caldă, numai care atâta și o caldă. Imediat începe mai, așteptați? Da. Aveți emoții? Pentru eu. Mai acum face încălzirea, în câteva minute încep. Exercițiu de încălzire. Acolo e mami cu alți părinți, plini de emoții, care așteaptă să înceapă fetele. Și domnișoara de finanțe, vă rog să vă învățați cu fiul sora lui Abot, dar e ok. Doar coincidență de nume. Oricum, sunt prietene foarte bune. Cotati. O iubesc. O iubesc. O iubesc. Și a fost la părul ultima evoluție din care ne suntem în părgani, a statul pe la alte mesajetate de la. Sportive, vă rog, vă rog să vă ridicați în picioare. Vă iubesc, efectiv. Hai Maia! 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 Hai Maia!
Aici cu campioana noastră, Maia. Felicitări, Maia! Felicitări! Ne-ai făcut... Vezi, și tu, uite, se vede burta, Maia, nu așa. Ne-ai făcut mândri de tine astăzi. Da, exact. Da, suntem foarte bucuroși de Maia. Am venit să luăm, adică să luăm masa împreună cu părinții, cu profesorii, să luăm bagajele. Cât să ne despărțim, cât e, nici nu știu, 9, deci. E 9, suntem de 11 ore. Da. Sub emoții. Concursul s-a terminat la, nu știu, 6:30, 7. Nu, concursul s-a terminat la... A, bine, și premier. 6:30 și premiera după. După, la 6 sau cât s-a terminat. Am mers să mâncăm, am luat bagajele și acum ne îndreptăm spre căsuța noastră. În sfârșit începe concediu, nu? Da, putem să zicem că oficial începe concediu. Suntem familia, da, completă. Ieri am venit 400 de km, dar nu mi s-a părut atât de obositor și nu m-am simțit atât de obosit ca și astăzi, când am participat la concurs 11 ore, cam de la 10 am ajuns acolo. Da, ideea e că a fost foarte cald în sala aia. Cald, emoții, adrenalină, tot ce vrei. Și în sfârșit mergem spre camping, hai să vedem ce mai... Ce găsim pe acolo. Ce mai facem acolo. Dacă hai, mai avem rulota, poate ne-o strămut acolo. Plaja acolo jos se pregătește pentru festival. Hai să mergem. E o zonă foarte faină, aici a fost cazată Maia, la hotel, aici acolo, la un hotel. E super, e super plaja lor. N-am, tot insistă să stăm aici, dar acum mergem la... Ok, venim. Probabil o să venim, dar vrem și zile să ne odihnim. Într-adevăr, ne-am odihnit luni după masă. Totuși am campat pe malul mării, ca să avem accesibilitate, nu să venim cu mașina... Am ajuns la căsuța noastră. George, vezi, ne umbla cineva la rulătă. Ele? Da. Să știi că o și venit în țară. Da? Aha. Ești leșinată, Maia? Poftiți! Cum e, Maia? Hai, vezi? E obosită, săracă. Ei vor doar costume și să intre în apă. Da, le costume că pleu, că e la plajă. Ce-i mai acolo? Prosopul? E prosop, așa-i? L-a primit de la concurs. E ora 9:35 seara și copiii vor la plajă. Uite la Sara cu colacul. Ei vor la plajă. Mergem, dar să nu vă ardeți, tata, acum. Au răbdare, săraci George și cu Sara, să plecați de acasă să ajungă la mare de luni dimineață. Și noi încă n-am avut timp să facem o zi de plajă.
Am zis că mâine nu o să ieșim din camping deloc și o să fie doar plajă pentru ei să bucure de mare, efectiv. Și Măiușchi, ea săraca cu concurs, nici eu nu a avut timp, deși... Tu când ai ajuns, tata? Luni dimineață, nu? Și ați fost la plajă? Sau v-ați plimbat doar un pic? S-a plimbat un pic pentru că trebuia să-și păstreze energia pentru concurs. Așa că mâine plajă, nisip și distracție aici. Ați văzut cât e de aproape. Deja intrăm pe nisip. Doar că e noapte. Sper că se vede bine pe cameră. Îmi arată că se vede bine. Cam așa arată plaja. Acum văd că avem aici o barcă. Nu pare a fi părăsită, dar interesant aici. Abia aștept să o văd mâine. Aici au copii hintă. Da, bebe, vin acum. Hai, George, că te depășește seara. Mai au zis că vrea să facă o rotă. Și am zis că nu s-o săturat, zis că cum să se sature. Dar nu te vei sta. Dragilor, cam asta a fost astăzi. Aici la suntem la petrecere cu fum. Da, țigara, dragă, ți-ai lăsat-o aprinsă. Nu, știi cum erau petrecerele cu fum. Dar la noi e fumul de la pastila aia contra țânțar sau spirală, cum să-i zic. Da, din păcate sunt țânțari. Singura noastră petrecere. Ne-am plâns aseară că suntem obosiți. Acum suntem mai obosiți. Dar nu ne mai plângem. Nu ne mai plângem, ca mâine să fim odihniți. Da. Bun, ne vedem în următorul vlog, tot de aici, din camping, de la plajă. Așa că stați aproape. Noapte bună. Noapte bună.